Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, mă numesc Zidana Ozacuna, bun venit pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Ozacuna. Mai întâi, vă transmit o inimă frumoasă în casa voastră, ca să ajungă până la inimă, dragoste, fericire și nu uităm de sănătate, mult, mult sănătate la toată lumea. Dragii mei prieteni, eu astăzi vreau să vă povestesc ceva foarte interesant, câteva minute, nu vă iau mult timp. Vreau să vă povestesc de bunătatea sau de bucatul de aur sau de bucatul de sănătate care este drojdia. Multul lume cunoaște ce înseamnă drojdie. Cea drojdie care coacem noi pâine, biscuiți, diferite turtii care le facea bunica. Să știți că drojdia are foarte multe beneficii pentru cine nu știe. Eu vă explic absolut pentru ce este. Bunătatea asta mică, care noi coacem drojdii, care coceau bunicile noastre pâinică, ajută la boala de Alzheimer sau la boala de Parkinson. Sau are foarte multe vitamine, toată grupa de vitamina B. Are vitamina B1, are vitamina B2, are vitamina B6, are vitamina B8 și are vitamina B12. Care vitamina B12 este foarte importantă pentru corpul nostru. Foarte importantă, ca să știm. Vitamina B12, dacă lipsește în organismul nostru, știi că ea tremură. Dacă noi, deci nu avem vitamina B12 sau este lips, că ea există în corpul nostru foarte picograme, noi începem a tremura. Așa. Când ne-am enervat sau când avem o problemă, sau când ne-am speriat, sau când avem o problemă în familie, sau în cuplu, sau cu copii, noi începem, în primul rând, ce? Depresia. Tremurăm. Așa. Așa, da? Deci să știți că drojdia ajută la Parkinson. Dacă tu îți mănânci drojdie, măcar câte un sâmburi, ca un sâmburi de cireașă, așa ca să fii micuț, să știi că este perfect pentru sănătatea noastră. Iar vitamina B1, care omul fără B1 nu trăiește. Deci este foarte bună, deci ea, corpul nostru, conține foarte mult vitamina B1 și are nevoie de vitamina B1. Drojdia este foarte bună, dragii mei prieteni, eu vorbesc de drojdia proaspătă. Drojdia ajută la bolile de piele, foarte bun. Psoriazmă, eczemă, saboreică, dermatită, deci toate bolile de piele, prin mască, mască cu drojdie, mască ou cu drojdie, mască uleiul cu drojdie. Nu vă închipuiți această minunată sănătate cât este de bună. Și acum mă întreb, Zidana, este bună să o mănânci? Da. Drojdia proaspătă, ea are câteva zile de valabilitate, este foarte bună. Câte o bucățică, în felul următor, foarte bună. Este de Zidana, este îngraș. Nu, de la drojdie, nu îngraș. Așa, ia uitați-vă. În felul următor, pui într-un pahar cu apă rece, nu caldă, fiindcă ea crește în apă caldă, deci ea îți pierde toate beneficiile care le are. Așa, în felul următor. O amesteci bine și o dai pe cap fără frică, fiindcă ea are foarte multe vitamine. Dar când persoanele stau pe depresie, insomnie, stresuri, sunt foarte enervate, amorțesc mâinile, picioare, să știți că bunătatea aceasta la fel ajută. Numai medicii, numai doctorii care au învățat în München, în Londra sau în Amsterdam știu câte beneficii are drojdia proaspătă. Nu drojdie uscată, drojdie proaspătă. Eu pe canalul meu de YouTube am foarte multe măști cu drojdie. Eu întotdeauna povestesc despre drojdie, fiindcă ea costă foarte puțin, dar este sănătoasă. Drojdia este foarte bună pentru a face măști pentru păr, pentru persoanele care au părul blocat sau pentru persoanele care cade păr sau care este părul chel sau problema cu deci scalpul, care este acnee, coșuri, peti, care, mă rog, ți-au apărut niște ninjei puternici și niște peti care tu nu ai mai văzut niciodată și au apărut pe corpul tău. Drojdia mai este bună pentru ciupercă. De-aia se numește sănătatea albă, fiindcă este curată sănătate.
Deci nu costă mult, costă câțiva bănuți acolo, oricine din noi se poate de folosit și să cumpere drojdia. Când ai drojdie în casă, imediat îți vine o musculiță, să știți că este sănătoasă, este foarte iubită de țânțari, de mușchi, de insecte, fiindcă într-adevăr este foarte bun. Așa, îi să mă întreb, Zidana, drojdia este bună pentru articulații? Este, dar o pui pe piele. Da, pe piele, deci dacă tu ai dureri de șold, dureri de umeri, dureri de tălpi la picioare, îți faci apă rece, nu uităm, rece, poți să adaugi chiar și un călțel de usturoi și îți pui la tălpi. Știți că drojdia este perfect. Clar, nu poți să o faci numai o dată. O faci de 2-3 ori pe săptămână sau chiar toată viața, fiindcă este foarte bun. Dacă tu ai coptul, pâine sau gospodinile au copt cu pâine, lasă-ți o bucată de drojdie pentru a face o mască la față. Dacă tu îți faci de 2-3 ori pe săptămână mască pentru ten, vei vedea singurică cum drojdia hrănește tenul tău. Deci îmbunătățești celulele bune, deci îți faci fața mai tânără, deci oprești îmbătrâneța. Da, este adevărat, fiindcă este descoperită de medici care au învățat foarte mult, fiindcă drojdia este foarte sănătoasă pentru sănătatea noastră, sau îmi dă nouă sănătate. Este ieftină, nici un euro nu costă, că să vorbim în moneda europeană, nici un euro, dar este foarte bun. Așa, chiar să o bei și așa, chiar să o bei și așa, fiindcă se face foarte multe limonadă cu drojdie, ca de exemplu kvasul rusesc, se face foarte multe creme cu drojdie, se face foarte multe unguente cu drojdie, dar drojdia o adaugă la moment, fiindcă ea crește, noi știm foarte bine. Deci, întotdeauna să lipsească drojdia, mai ales pentru persoanele care sunt foarte stresate, care stau pe depresante. Atenție, drojdia este bun. În loc să iei tu un medicament sau o pastilă de depresantă, îți iei așa un vârf de drojdie într-un pahar de apă, încearcă pentru tine să vezi cât iese de bine. Drojdia, dacă are scară de vitamine foarte bună, B și B12, ea îți liniștește sistemul nervos, întărește imunitatea, este adevărat. Mulți din noi, clar că nu știm, o știu medicii care sau doctorii care au învățat sau care au învățat naturalistul sau naturopatia, cum am învățat-o eu. Deci să știți, să nu lipsească niciodată drojdia din casa ta. Este bună și pentru persoanele care au bubi pe picioare. Da, este foarte bun. Eu vă salut cu mult drag. Deci, dacă dorești, îți bei un pahar de apă cu drojdie, sănătate albă, care mulți din noi nici măcar nu știam despre ce merge vorba. Și câte beneficii are drojdia proaspătă, drojdia de bere. Da, este mai bună cea drojdie care o facem noi naturală, din tosconidă, de vin sau din spuma de vin. Da, este foarte bună, fiindcă ea întărește sistemul nervos, ea întărește imunitatea noastră, ea întărește oasele, ajută la piele, se făceau cremuri, măști, ca să fim cât mai frumoase. Dar cum noi nu avem posibilitate de cea drojdie ca pe vreme, clar că noi folosim drojdia proaspătă. Eu vă salut cu mult drag. Dacă tu folosești drojdia proaspătă și la ce o folosești, îmi lași într-un comentariu și îmi scrii din ce țară mă privești sau chiar din ce oraș, și ca să văd toată lumea de unde mă privești sau de unde se uită la mine. Comentariul tău contează foarte mult pentru mine. V-am pupat, vă transmit sănătate, cu plecăciune pentru voi toți, indiferent cine ești, bogat, sărac, cum zic eu ca întotdeauna, vă doresc să mâncați cât mai sănătos, aveți grijă de sănătatea voastră. Dar pentru femeile care se iubesc, pentru femeile care iubesc sănătatea și frumusețea, nu uita de drojdie, asta bucățică care ajută perfect la sănătatea ta. Te-am pupat!